Curtea școlii Silvania, din orașul Șimleu Silvaniei, este din nou plină cu cei care, în vară, așteptau cu nerăbdare vacanța. Astăzi, 16 septembrie 2013, elevii școlii Silvania așteaptă startul noului an școlar. Primarul Septimiu Cătălin Țurcaș, împreună cu doamna director Angela Lipo, vor da startul noului an școlar 2013-2014 prin tăierea panglicii tricolore. Veteranilor școlii le se adaugă forțe noi prin cei 65 de boboci ai claselor pregătitoare. Bine ați venit, dragi elevi și colegi! Pentru dumneavoastră, Diana Teru. După imnul de stat, putem spune că anul școlar 2013-2014 este deschis tuturor celor care au inima și mintea deschisă pentru a pătrunde în tainele cunoașterii, pentru a duce școala, orașul și țara noastră pe cele mai înalte culmi. Mult succes celor care sunt pentru prima dată în școală, celor care sunt continuatorii zilelor, anilor trecuți, atât elevi cât și cadre didactice și nu în ultimul rând, părinți care sunt și sperăm noi că vor fi alături de școala noastră. Prezint acum invitații școlii care astăzi au binevoit a participa la deschiderea noului an școlar, domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș, domnul manager Lazar Radu, domnul consilier Cherecheș Dorel, directorul Centrului Cultural, din partea părinților, domnul Oiegaru Vasile, și echipa pe care o cunoașteți, doamna director, Lipo Angela, subsemnata, respectiv, consilierul educativ, Simona Timișliu. Creștin și consider că e bine să începem cu o rugăciune, ca să-L chemăm, să invocăm ca Dumnezeu să fie alături de noi, îl rog pe noul nostru profesor de religie să facă acest lucru. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
primit în noul an care debutează astăzi. Pentru noi este o mare sărbătoare, exact cum sărbătorim Revelionul și începutul anului calendaristic la 1 ianuarie. Astăzi toată încărcătura și toate emoțiile legate de începuturi sunt revărsate aici, în curtea școlii. Salutul meu se îndreaptă spre cei 65 de bobogi care pășesc astăzi în clasa pregătitoare, sunt dincolo de panglica tricoloră, așteptând să-și cunoască învățătoarea, să vadă ce înseamnă școala. Este o zi foarte mare pentru ei, pentru noi ca părinți, pentru că toate emoțiile și toate speranțele noastre se leagă de copiii noștri. Îi salut pe cei 55 de dascăli ai școlii Silvania, cărora le urez și le doresc multă putere de muncă. De asemenea, pentru toți cei 850 de elevi care astăzi încep un nou an școlar, sper ca astrele să fie și sorți, să fie cele mai strălucitoare, să le aducă mult succes și multă dăruire. Vă urez tuturor părinților multă putere de muncă, sănătate și să fiți mereu alături de Școala Silvania, de noi dascălii, de copiii dumneavoastră, pentru că această instituție de învățământ este una care face cinste nu doar orașului, ci și județului. Nu mă refer doar la numărul de elevi, ca număr de elevi este a doua școală din județul Sălaj, dar rezultatele pe care le obțin profesorii și elevii noștri o situează pe primele locuri în zonă, nu doar în județ. Vă urez tuturor mult succes și multă putere de muncă. În continuare dau cuvântul domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș, omul care este mereu alături de școala noastră, de toate activitățile care se derulează aici, susținându-le cu multă dăruire. Vă mulțumesc, dragi elevi, onorată asistență. Este o mare emoție pentru mine de fiecare dată când vin aici, atât la începutul anului, cât și la sfârșitul anului școlar. În primul rând pentru faptul că îmi amintesc multe emoții, că în urmă cu mulți ani eram și eu elevă la acestei școli și întotdeauna m-am mândrit cu acest lucru. Aș vrea în primul rând să le spun bobocilor, celor care pășesc pentru prima dată în această instituție de învățământ, un salut, sunt convins că peste 8 ani de zile ei vor fi cei cu care școala se va mândri, sau 9 ani, cât e acum? 8 și 9. În același timp, aș vrea să transmit tuturor elevilor un gând bun, să aibă un an cât mai curat, cât mai bun și rezultate deosebite la învățătură. În același timp, profesorilor, celor care fac ca lumina care arde în sufletul copiilor să fie mereu vie, să aibă parte de rezultate deosebite, să poată să stea aproape de ei, profesorilor și învățătorilor, evident. Și nu în ultimul rând, părinților cărora le doresc multă sănătate, să se poată bucura împreună cu copiilor de cele mai bune rezultate în acest an. Mult succes tuturor! Mulțumim! Se va face premierea de către doamna director a celui mai harnic boboc, care probabil de dimineață, de vreme, a pornit de acasă să fie primul la începerea anului școlar. Doamna consilier Chimișliu Simona i-a așteptat pe școlar de dimineață. Și cel mai harnic boboc a fost astăzi Chiș Antoniu. Îl așteptăm să-l premiem. Bravo! Haide, Antoniu! Îți doresc să fii primul și peste 9 ani să-ți pun coroniță. Pentru că dorim să înceapă anul școlar sub auspicii mune, îl invit pe domnul primar și pe elevii din clasa a doua să deschidem noul an școlar cu cheia școlii și să tăiem panglica tricoloră.
De acum veți fi în clasa pregătitoare. Silvania, 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 Silv